De o lună de zile, Elena lucra la o cafenea de vară, vânzând produse de patiserie. Nu voia să-și petreacă zilele stând într-un cort din parc, dar proprietarul localului lor a insistat ca ea să fie cea care să lucreze acolo pe timpul verii. Plata era decentă, așa că nu merita să se certe. Astfel, Elena a părăsit temporar cafeneaua de lângă casa ei, unde fusese chelneriță în ultimii 5 ani, și s-a mutat în parc. Clienții erau constanți, vânzările erau bune, dar la sfârșitul turei, Elena nu-și mai simțea picioarele. Abia a reușit să ajungă acasă și s-a prăbușit pe canapea, pentru ca a doua zi dimineață să se întoarcă la serviciu. Nu erau doar banii sau dezaprobarea proprietarului care o împingeau să muncească până la epuizare, era o modalitate de a-și ține mintea ocupată. Gândurile ei nu fuseseră decât întunecate în ultima vreme. La începutul primăverii, iubitul ei soț o anunțase că se îndrăgostise de altcineva și că o părăsea. "Ești un nimeni inutil," strigase el. "Am trăit cu tine timp de 5 ani. Și pentru ce? Nu ai avut niciodată un copil, iar eu am nevoie de un moștenitor. Dar tu ai spus că nu contează. Acum văd lucrurile altfel." "Moștenitor, ce cuvânt măreț! Ce ar fi trebuit să moștenească Andrei? 2 valize cu haine, o mașină veche străină și o chitară. Astea au fost lucrurile pe care le-a luat când a părăsit-o pe Elena. Apartamentul era al ei, moștenit de la răposata ei bunică. Andrei încercase să revendice jumătate din el, dar instanța a decis în favoarea Elenei. Totuși, ușurarea ei a fost de scurtă durată, când l-a văzut pe noul său iubit la tribunal. Femeia era însărcinată în 6 sau 7 luni. Andrei a sărutat-o cu tandrețe, a ajutat-o să urce în mașină, i-a aruncat Elenei o privire răutăcioasă și a plecat cu mașina. Elena s-a întors în apartamentul ei gol. Singură. Întotdeauna singură. Vechiul cântec răsuna în mintea ei, făcându-i să vrea să evadeze. Elena știa că va fi greu să găsească pe altcineva. Indiferent de ce spune un bărbat la începutul unei relații, mai devreme sau mai târziu, el își va dori un copil. Andrei fusese la fel, chiar dacă știa de la început că Elena nu putea avea copii. Fusese sinceră în această privință de la început. Fusese din cauza unui accident din timpul anilor de școală. Clasa ei fusese într-o excursie într-un oraș vecin, iar un camion a intrat în autobuzul lor. Toți ceilalți au avut răni minore, dar Elena a fost grav rănită. Diagnosticul medicilor a fost devastator, infertilitate. Dar Andrei spusese inițial că nu contează, că dragostea lor era ceea ce conta. Tocmai începuse să lucreze în oraș ca șofer la o societate comercială și venise la Elena cu o singură valiză. Totul a fost bine până când un nou angajat s-a alăturat biroului lor. Atitudinea lui Andrei s-a schimbat brusc. A început să-și dorească o mare dragoste și copii. A rămas cu Elena de dragul apartamentului ei și s-a consultat în secret cu avocații despre cum să revendice jumătate din el. Din fericire, a eșuat. Acum își putea trăi viața așa cum își dorea. Elena a fost profund rănită de trădarea soțului ei. Doar munca ei îi mai distrage atenția. Cu toate acestea, inima o durea de fiecare dată când părinții cu copii mici se apropiau de taraba ei din parc. Băieți, fete, toți erau atât de adorabili. Elena știa că nu va avea niciodată un astfel de copil. Dar viața trebuia să meargă mai departe, iar ea trăia ca un robot. Într-o zi, o fetiță de vreo 6 sau 7 ani a intrat în cortul ei. Elena a observat imediat că fata părea neglijată. Păr lung și blond într-o coadă de cal dezordonată, o rochie nu prea proaspătă și sandale rupte. Fetița se uita în jur nesigură, ca o pisicuță speriată, și s-a așezat pe marginea unui taburet, urmărind alți clienți care mâncau. "Îi este foame," s-a gândit Elena. "Sărmana copilă! Cine sunt părinții ei? Cum poate Dumnezeu să dea copii celor care nu au nevoie de ei?" Elena era pe punctul de a o chema pe fetiță pentru a-i da ceva de mâncare,
când copila s-a ridicat în picioare și s-a apropiat cu încredere de teșghea. A privit-o pe Elena în ochi, a respirat adânc, ca și cum și-ar fi făcut curaj, și a întrebat cu voce clară: "Scuzați-mă, îmi puteți da o chiflă?" Fetița a arătat spre o farfurie de chifle cu zahăr pudră din fața Elenei. Copila a privit-o pe vânzătoare cu un amestec de speranță și disperare în ochi. Buzele Elenei tremurau în timp ce încerca să zâmbească, dar a sfârșit prin a face o grimasă, realizând că, probabil, părea un paznic rău de toată acea mâncare pentru copilul înfometat. "Ia-o," a spus ea în cele din urmă, înmânându-i chifla fetei. "Lasă-mă să-ți aduc niște ceai. Sau preferi un suc?" "Nu, nu am bani," a spus fata, privind în jos și strângând chifla în brațe. "Fac eu cinste," a reușit Elena să zâmbească. "Așteaptă o secundă." S-a întors să ia niște suc, dar când s-a uitat înapoi, fata ieșise deja din cafenea cu chifla. Într-o clipă, a dispărut, pierdută printre aleile parcului. "O să mănânce mâncare uscată," a gândit Elena cu simpatie. Dar ce putea să facă? Nu putea să părăsească Taraba pentru a urmări pe fată cu o cană de suc. Elena a ridicat din umeri. A observat că patronii cafenelei o priveau. Unii păreau nedumeriți, alții dezaprobatori. "Domnișoară, de ce îi hrăniți pe acești vagabonzi?" "Acest loc este pentru oameni normali," a spus o doamnă enormă. "Este neplăcut să mănânci aici știind că sunt cerșetori prin preajmă," a adăugat o fată cu buze umflate, sorbindu-și cocktailul printr-un pai. "Este doar un copil, de ce sunteți atât de dur?" S-a apărat un tânăr care ronțăia o plăcintă cu carne. "Dar cum rămâne cu condițiile ei de trai?" "Ați văzut-o?" "Probabil că are păduci, viermișori sau ceva mai rău," a venit o voce dintr-un colț al cortului. "Nu vom mai mânca aici." "Să mergem, copii," a spus o femeie, făcând o grimasă în timp ce își lua cei doi băieți și pleca. Nimeni altcineva nu a mai plecat, dar Elena nu a răspuns. Era ciudat cum aproape toată lumea se întorcea împotriva fetiței. Pentru o vreme, Elena nu și-a putut scoate incidentul din minte, dar în cele din urmă a fost distrasă de muncă și aproape că a uitat de el. În seara următoare, chiar înainte de închidere, fata a apărut din nou la intrarea în cort. Mâncarea și băuturile erau deja puse deoparte. Elena înmânase proprietarului câștigul zilei și se pregătea să plece acasă, fără să o observe imediat pe fată. "Scuzați-mă, aveți ceva de mâncare?" A venit vocea subțire. Elena a tresărit la sunetul familiar. Proprietarul, care își băga bani în portofel, i-a făcut doar semn să plece. "Puștoaico, am închis. Vrei o prăjitură?" a întrebat Elena, revenindu-și din surpriză. S-a apropiat de fată și i-a înmânat două eclere pe care plănuise să le mănânce ea însă și în acea seară. "Da," a dat fata din cap, luând punga cu produse de patiserie din mâinile Elenei. A murmurat un mulțumescu și a luat-o la fugă. "Sfânta Elena," a chicotit proprietara, "nu poți hrăni toți vagabonzi." Elena a dat din cap absent și a luat rămas bun și a plecat spre casă. În față, pe cărare, a văzut silueta subțire a fetei, care se îndepărta în grabă de parc, fluturând punga cu produse de patiserie. Elena s-a simțit curioasă să afle unde se ducea fata și de ce nu mânca produsele de patiserie pe drum. Oare le ducea cuiva? Picioarele Elenei au purtat-o în urma fetei. Au ieșit din parc, au mers pe stradă și s-au îndreptat spre garaje. Elena a uitat, apoi a urmat cu hotărâre calea dintre două magazii metaliși. Garajele duceau spre o zonă rezidențială și acolo se îndrepta fata. Elena abia ținea pasul cu ea. În cele din urmă, a văzut-o pe fată strecurându-se într-o curte cu o casă veche. Elena a uitat din nou înainte de a păși înăuntru. De ce? Poate că voia să-i confrunte pe părinții neglijenți, să le spună că era inacceptabil ca un copil să cerșească pentru mâncare. Era ceva nefiresc.
Odată ce ai adus un copil pe lume, este de datoria ta să ai grijă de el. Elena a deschis cu prudență ușa de lemn scârțâitoare și a pășit în casă. Era slab luminată, lumina venind doar de la o lampă dintr-o cameră îndepărtată. Nina, draga mea, de unde ai luat asta? Elena a auzit vocea unei femei în vârstă. Mănâncă, bunico, mănâncă. O să mai aduc mâine. Doar să te faci bine, a răspuns fata. Mănâncă și tu, dragă. Mie nu-mi e foame, a insistat bătrâna. Hai să împărțim, una pentru tine, una pentru mine, a insistat fata. Bine, dar bea și niște apă cu ea, a cedat în cele din urmă bătrâna. Elena s-a apropiat în tăcere de ușă și a văzut o femeie în vârstă întinsă în pat, acoperită cu o pătură caldă. Fata era așezată pe un scaunel lângă ea, oferindu-i un ecler bunicii sale și ținând altul pentru ea. Pe noptieră se afla un ulcior cu apă. De ce nu aveți ceai? A spus Elena în loc de un salut. Atât bătrâna cât și fata au sărit, întorcând capetele la unison. S-a ars ceainicul, a răspuns bătrâna cu slăbiciune. Cine ești tu? Bunica, ea este doamna care mi-a dat ieri chifla. Azi a adus produse de patiserie, a șoptit cu teamă fata. De ce ați venit? A întrebat bătrâna, chinuindu-se să se așeze pe pernă. Îi era foarte greu. Nu pot să plătesc pentru produse de patiserie acum. Abia după ce îmi primesc pensia, a adăugat ea. Nu vă faceți griji, nu am venit să vă fac probleme și nu am nevoie de bani, s-a grăbit Elena să le liniștească, văzându-le reacția. Am observat doar că fata se comporta ciudat, așa că am decis să o urmăresc. Acum o să ne denunți, a spus bătrâna cu o voce spartă. Să ne raportăm unde? Cui? A întrebat Elena, confuză. Serviciilor de protecție a copilului, bineînțeles, a răspuns bătrâna. Nu mă gândisem la asta. Nu am de gând să te denunț, a spus Elena, încercând să o calmeze. Te rog, nu faci asta, a implorat bătrâna cu toată puterea care îi mai rămăsese. Mă voi face bine în curând și voi putea să am grijă din nou de Nina. Dar dacă ne denunți, o vor duce pe nepoata mea la un orfelinat. Un orfelinat? De ce? Ce se întâmplă aici? Spuneți-mi, a spus Elena, încercând să înțeleagă. Dar, mai întâi, hai să ne prezentăm. Eu sunt Elena. Lucrez la o cafenea de vară. Eu sunt doamna Claudia. Poți să-mi spui baba Claudia. Iar ea este nepoata mea, Nina, a spus bătrâna. Văd că ești o persoană bună, Elena. Se poate avea încredere în tine. Ia loc, a continuat ea. Nina s-a mutat să se așeze pe pat lângă bunica ei. Elena s-a așezat cu grijă pe un scaunel șubret și a început să asculte. Baba Claudia i-a povestit că în ultimii 3 ani își crescuse singură nepoata. Fiica ei o născuse pe Nina în afara căsătoriei, iar bărbatul nu voia să se căsătorească cu ea. Timp de câțiva ani, fiica babei Claudia a trăit o viață agitată, tolerând-o doar pe Nina, iar apoi a abandonat-o pe copilă cu mama ei în vârstă și a fugit cu un nou iubit. Serviciile de protecție a copilului au aflat repede și au venit să investigheze. A fost nevoie de mult efort pentru ca baba Claudia să demonstreze că poate avea grijă de nepoata ei. În cele din urmă, aceștia i-au permis să devină tutorele Ninei, după ce i-au retras drepturile părintești fiicei sale. Baba Claudia a fost avertizată că, dacă va deveni prea slabă sau bolnavă, Nina va fi plasată într-un orfelinat, deoarece copiii nu pot fi lăsați fără supraveghere constantă. Totul a fost bine timp de 3 ani, dar în urmă cu o săptămână, baba Claudia s-a îmbolnăvit cu febră mare. În primele zile, ea mai putea să facă unele treburi casnice și să gătească, dar în ultimele 2 zile, a fost țintuită la pat. Ca să înrăutățească situația, nu aveau acasă niciun medicament pentru răceală, iar Nina nu putea cumpăra niciunul de la farmacie.
Nu voiau ca fetița să atragă atenția, deoarece farmaciștii ar fi putut chema serviciile de protecție a copilului. Așa că, Nina nu mai mergea la grădiniță de o săptămână. Era prea dificil pentru baba Claudia să o pregătească, așa că fata a rămas acasă. A reușit să-și lege părul la spate și să se îmbrace singură, dar baba Claudia nu avea puterea să se ocupe de ea cum trebuie. O altă problemă a apărut atunci când a dispărut restul banilor de pensie ai lui baba Claudia. Ea bănuia că vecinul lor alcoolic i-a furat în timp ce dormeau. Nina uita adesea să încuie ușa. Astfel, au rămas fără bani și fără mâncare. Să ceară ajutorul vecinilor era exclus, unul dintre ei era suspectul de furt, iar celălalt era un bărbat răutăcios care cu siguranță i-ar fi reclamat la serviciile pentru copii. Peste drum, un grup de tineri se mutase, dar nu ar fi fost interesați de problemele unei bătrâne. În fiecare dimineață, baba Claudia se târa să facă terci cu apă pentru ca Nina să nu moară de foame. Așa trăiau ei. Dar, în ultimele două zile, brațele ei deveniseră prea slabe. Tot ce voia să facă era să stea întinsă. Nina a încercat să facă singură terci, dar nu a ieșit bine. Au sfârșit prin a mânca cruste de pâine cu apă. Apoi, brusc, Nina a început să aducă acasă bunătăți. Am certat-o, crezând că le-a furat, a spus baba Claudia. Tot încearcă să mă hrănească, dar eu mă împotrivesc, pentru că ea are mai multă nevoie. Cu toate acestea, Nina insistă să împartă totul, jumătate pentru ea și jumătate pentru mine. În regulă, a dat Elena din cap după ce a ascultat-o pe baba Claudia. Dar asta nu poate continua. Ai nevoie de ajutor, nu-i așa? Înțeleg, a șoptit bătrâna, cu lacrimile curgând. Lasă-mă să chem o ambulanță, iar eu mă voi ocupa de Nina, a sugerat Elena. Dar dacă doctorii ne raportează la serviciile pentru copii? A întrebat baba Claudia. Spune-le că sunt nepoata ta. Crezi că se vor deranja să investigheze? Nu se vor interesa. Te vei face bine și te vei întoarce și totul va fi bine. Nu-ți face griji, voi avea grijă de Nina. Știu că e greu să ai încredere într-un străin, dar nu-i voi face rău, a asigurat-o Elena. Elena, de ce ne ajuți? A șoptit bătrâna. Elena a ridicat din umeri. Nu putea să explice nici ea însăși. Pur și simplu fusese martoră la o tragedie umană și dorea sincer să ajute. Nina, vrei să vii să locuiești cu mine cât timp baba Claudia este în spital? A întrebat-o Elena pe fată. Nina a privit-o cu atenție, ca și cum ar fi evaluat-o, apoi a dat din cap. Copiii, ca și îngerii, pot simți adevărata natură a oamenilor. Era clar că Elena putea fi de încredere. În curând, ambulanța a sosit. Tânărul paramedic a diagnosticat-o cu încredere pe baba Claudia cu pneumonie bilaterală și a spus că, dacă mai rămânea acasă încă o zi, cu siguranță va muri. Duceți-o la spital, a spus Elena, înmânându-i bunicii documentele pe care le pregătiseră în prealabil. Nina a găsit-o. Și cine ești tu pentru ea? A întrebat paramedicul. Nepoata ei, a răspuns Elena fără să clipească. Paramedicul nu a mai pus alte întrebări, presupunând, probabil, că Nina era fiica Elenei. Au dus-o pe baba Claudia la spital. Elena a stat mult timp lângă poartă cu Nina, privind ambulanța plecând. Nu a observat că din curtea vecină se ivea un bărbat, cu o privire tăioasă și neplăcută. Unde o duc pe doamna Claudia? A strigat el. Elena a tresărit surprinsă, a întors capul spre el și era pe punctul de a vorbi, când Nina i-a luat-o înainte. Bunica este acasă. Avea tensiune mare. Serios? Mi s-a părut că am văzut când a fost urcată în ambulanță. Ai crezut greșit, a răspuns fata cu îndrăzneală și a tras-o pe Elena înapoi în curte. Înăuntru, Elena a întrebat-o pe fetiță de ce a mințit. Omul acela este foarte rău, a spus Nina încruntată.
s-ar putea să ne denunțe la serviciile de protecție a copilului. Înțeleg, a suspinat Elena, bătând-o pe fetiță pe cap. Ești foarte deșteaptă. Bună treabă! Au adunat cele câteva lucruri ale Ninei. Elena s-a asigurat că totul în casă era oprit și încuiat, apoi a chemat un taxi care să le ducă la ea acasă. Pe tot parcursul călătoriei, Nina s-a agățat de ea, uitându-se în ochii ei ca și cum ar fi încercat să-și dea seama dacă această doamnă era cu adevărat bună. Odată ajuns acasă, Elena a îmbăiat-o pe fată. Între timp, în bucătărie se cocea o pizza. Apoi, Elena a făcut rapid niște supă. A privit cu admirație cum fata mânca cu mare poftă. După baie, obrajii Ninei erau roz, iar părul ei umed se undula ușor. Purtând halatul Elenei, ea mânuia cu îndemânare lingura. Nu te grăbi! Elena a zâmbit. Mestecă bine! Fata a dat din cap, dar a continuat să mănânce energic. Apoi, brusc, s-a blocat, a lăsat lingura jos și și-a coborât capul. Ce s-a întâmplat, scumpo? A întrebat Elena, surprinsă. Mănânc aici în timp ce bunica moare de foame în spital, a spus Nina cu amărăciune. Oh, nu, o vor hrăni și vor începe să o trateze. Vei vedea, bunica ta se va face bine în curând. Hai să o vizităm mâine. Eu am o zi liberă, a propus Elena. Fata a radiat, a dat din cap cu nerăbdare, apoi s-a întors la pizza ei. A adormit repede după aceea. Elena a trebuit să o ducă în brațe din bucătărie până la canapea. Fata era atât de ușoară, ca o pană. În dimineața următoare, după micul dejun, au mers la spital. Nu li s-a permis să o vadă pe baba Claudia, dar Elena a reușit să vorbească cu doctorul, care nu avea vești bune. Doamna Claudia era în stare gravă. Nina, care stătea lângă ele, nu înțelegea mare lucru din conversația adulților. Nu o putem vedea pe bunica? A întrebat ea cu lacrimi în ochi. Nu astăzi, dragă, a încercat doctorul să zâmbească, dar i-a ieșit strâmb, pentru că situația era gravă și nu voia să o mintă pe copilă. Elena și Nina au plecat acasă. Elena a încercat să o țină pe fată ocupată, ca să nu-i fie prea mult dor de bunica ei. Au făcut desene, au asamblat puzzle-uri și s-au uitat la desene animate. După prânz, mama Elenei a sunat. Aveți un copil acasă? A întrebat ea, surprinsă să audă vocea Ninei. Fata se uita la un desen animat și cânta împreună cu ea. Elena i-a explicat întreaga situație. Elena, nu ar trebui să iei asta ușor. Trebuie să te duci la protecția copilului și să explici totul, altfel ai putea fi acuzată de răpire, a avertizat mama ei. De ce spui asta? A replicat Elena. Nina stă cu mine în mod voluntar și totul este în regulă. Și ce vei face cu ea mâine? O voi duce la grădiniță. O să te întrebe cine ești. O să le spun că sunt mătușa ei. O să se prindă repede de minciună și o să cheme autoritățile. Elena, de ce ai nevoie de acest deranj? E copilul altcuiva. Mamă, știi că nu pot să am copilul meu. Și Nina? M-am atașat de ea. Înțeleg, dragă. E atât de trist cum au decurs lucrurile pentru tine. Poate ar trebui să te duci la protecția copilului și să explici situația? Ei nu sunt monștri. Elena a respins sfatul mamei sale, dar în dimineața următoare a dus-o pe Nina la grădiniță. Cu toate acestea, nu au vrut să o accepte fără un certificat de sănătate după absența ei de o săptămână. Elena și-a dat seama că nu avea o altă soluție decât să meargă la serviciile pentru copii. Acolo, o femeie cu un aer amabil a ascultat-o și a recunoscut că o simpatizează pe doamna Claudia. Era o femeie bună care își iubea foarte mult nepoata. Cu toate acestea, Nina va trebui să fie plasată într-un centru de reabilitare cât timp bunica ei era bolnavă. Nu vă faceți griji, nu este un orfelinat.
Odată ce doamna Claudia se va recupera, eu vom înapoia pe Nina. Chiar o veți înapoia? A întrebat Elena. Femeia a suspinat și a ridicat din umeri. Cine putea garanta asta? Nina a înțeles totul. A țipat și s-a zbătut în brațele Elenei. S-a eliberat, dar a fost repede prinsă. Ești o trădătoare. Ai promis. A strigat fata. Nina, acest lucru este necesar, te rog să înțelegi. Elena aproape că a plâns și ea. Te voi vizita cât timp bunica ta va fi în spital. Nu vreau să te văd. Nina a plâns în timp ce o luau cu ei. Elena s-a apucat de treabă, dar totul i-a căzut din mână. Gândurile ei erau doar la Nina. A doua zi dimineață, s-a dus direct la serviciile de protecție a copilului și a întrebat ce ar putea face pentru a o lua pe Nina în custodia ei temporară. La început, membrul personalului a fost surprins, dar apoi a explicat dificultățile cu care se va confrunta Elena. Era necăsătorită și avea un venit modest. Dar, văzând angoasa din ochii Elenei, a decis să o ajute. În decurs de o lună, Elena a primit permisiunea ca Nina să stea cu ea. Deși fata s-a supărat inițial pe Elena, în cele din urmă a recunoscut că o aștepta. S-au împăcat și au devenit o adevărată familie. Când baba Claudia a fost externată din spital, a fost inițial supărată pe Elena pentru că a implicat serviciile de asistență socială pentru copii, dar în curând și-a dat seama că nu exista altă cale. În cele din urmă, Elena a obținut tutela asupra Ninei, iar doamna Claudia nu s-a opus. Acum, Nina își vizita bunica, dar locuia cu Elena. Bătrâna a înțeles că nu era veșnică, iar fata avea nevoie de îngrijire, pe care Elena i-o putea oferi. Elena era în sfârșit fericită. Avea o fiică, iar acesta era cel mai important lucru. Ar fi făcut față tuturor provocărilor, pentru că acum avea pentru cine să trăiască. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, pe curând!